am fost executat pe 29.600, iar la ora actuală, în condiții în care am făcut plată 2 ani de zile, acum sunt executat pe 91.270. Eugen era client vechi al băncii în 2006 când i s-a oferit un card de credit cadou de 3.600 de lei, dobânda efectivă 34%. L-a folosit 2 ani la cumpărături, l-a golit și l-a uitat în portofel. Așa a ajuns ca în 2011 să fie executat de bancă și să-i se oprească lunar câte 500 de lei din pensie. După 3 ani de plăți și drumuri la bancă, executorul l-a pus în fața sumei de achitat, 92.500 de lei, de aproape 26 de ori împrumutul. La veniturile pe care le aveți, cam în cât timp ați putea achita întreaga sumă? Nu. Deci dacă s-ar stopa suma, aș putea să vă fac un calcul, dar suma nu se stopează. Cred că nici copiii copiilor mei nu va putea plăti această sumă. Până la ora difuzării materialului, Banca Comercială, ce a acordat creditul, a refuzat să facă orice comentariu legat de acest caz și nu este singurul. La începutul acestui an erau mai bine de 2,3 milioane de carduri de credite acordate românilor. Valoarea totală a tranzacțiilor depășea 1,3 miliarde de lei. Dacă sunteți atenți și rambursați peste suma minimă cerută de bancă, atunci le puteți achita în doar câteva luni. Dacă nu, riscați să rămâneți cu datorii ani buni. Să facem o comparație după costurile totale ale unui card de credit, înseamnă dobândă și comisioane de emitere, de administrare lunare. Dacă ne limităm doar la suma minimă de rambursat, atunci putem să nu mai rambursăm niciodată, de fapt, creditul către bancă. Între timp, tot mai mulți clienții băncilor contestă la tribunal dobânzile mari și comisioanele abuzive. Dobânda aceasta, da, e exagerată pentru sume de bani împrumutate foarte mici, poate fi considerată ca fiind abuzivă și poate fi anulată din contractul respectiv. În acest moment, cele mai mici dobânzi pentru un card de credit sunt în jurul a 14%, iar cele mai mari pot depăși 33%.